Salutare, am avut și m-am găsit la un nou episod din Overwatch și o să jucăm astăzi Arcade împreună cu Iulia. O să jucăm Mystery Heroes. Asta înseamnă că de fiecare dată când mori, după cum scrie aici, îți dă un erou random. Partea cu erou random e că poate să-ți dea un erou duplicat. Adică similar cu Unlimited Mode, ăla când v-am arătat că eram 6 sniperi. Deci, de exemplu, putem să fim 4 diva și 2 healeri. Ceea ce puțin cam OP sau... cât o combinație de asta nebună. Și poți să vezi că e un pic haotic, totodată și distractiv, dar depinde oarecum. Hai că, uite, am întâlnit o chestie care mi s-a părut deranjantă, nu știu de ce. Știți că sunt destul de mulți eroi. Am pățit vreo două meciuri, am murit de 6 ori și din alea 6 ori o să mă respawnez cu un erou diferit. M-am vărtit în doi eroi. Mi-a dat Mei și încă ceva. Îmi zicea Iulia, dar nu șoptea, dar nu mai știu. Mai dat încă un erou, în fine. Deci mi-a dat de 3 ori Mei și de 2 ori încă un erou la fel, sau mai știu. Tracer-ul, da. Și din toți eroii, să-ți dea decât 2, în condiția în care e ideea de random și sunt atâția eroi. Nu știu că sunt, ah. Ne-a băgat în skirmish, pentru că nu mai există meciuri pe lume, la Blizzard. Așa. Da, mi s-a părut foarte ciudat. Adică putea să-mi dea orice altceva, să-mi dai la random aceeași eroi de atâtea ori, mi s-a părut, adică pe mine persoana m-a enervat și n-am înțeles de ce. Asta e unul din skin-urile epice sau legendare, mai știu sigur. Nu-i rău, dar arată ciudat, e așa colțos. Unde-i lume? Nu e cea pe punct. Sunt la ei în bază? Ne așteaptă? Fara... ce stupidă e că Billie aia trece prin shield. Are să pipe unul. Welcome to skirmish. Stai în shield. Ah, omoram și pe aia. Bun. Ah, ne-a băgat pe Hollywood, mam. Sper să fiu pe atac, într-un fel. Este pe atac. Bun. Mi-a dat Torbjorn pe atac. Nu e tocmai bun. Soldat, Fara, ce mai avem? Sniper, Sombra și Symmetra. Eu cu Symmetra stăm degeaba. Nu, mamă, că ce în alte soldate pe lângă mine, lăl. Dar sunt mic și rău, nea. La. Bun. Cred că dacă soldatul stă în crouch de aceeași înălțime ca mine. Uite și sniperul cât de mare e. Lol. Bun. E oarecum degeaba că n-am unde să-mi poziționez tureta avantajos să reușesc să o țin în picioare decât să arunc armur sau să mă duc să mor primul ca să-mi schimbe rou, ca să apuc să strâng ultimată. N-avem healer, ceea ce e o problemă destul de mare, decât Iulia cu soldatul are o formă de heal. Sunt 2 sus, 2 acolo, spanac. Aproape am murit. Încerc să nu mor. Așa. Pe bune. Aparent, oamenii joacă foarte agresiv, vor să ne țină în bază. Nu prea au reușit. Mori mei, așa, mersi. Îmi place că mă ascultă. Unde ești, mă? No! Mă, când ai heal, improvizezi.
Îți dai pachete de armură. N-am pus cea mai bună turetă, dar... Nu. Cancel. Știam că îți doresc să mori. Doi Reaperi. Ce poate să fie mai stresant decât doi Reaperi? Mamă. Ce să pun o turetă aici? În spatele meu, pe bune? Îmi place că tureta că toată spune unde e inamicul, știi? Ah. Ah. Am ulti, încerc să poziționez, dau ulti și să fac push pe ei. Nu te duce în față că mori. Așa. Ah! Turetă. Ăla de sus, de acolo. Pleacă, bă! Mori. Bun. Cred că am reușit să capturăm punctul. După cum vedeți, am reușit să nu mor. Totuși, o avem pe Iulia care îmi dă resurrect. Avem în sfârșit un healer și vedeți, deja Bruce s-a schimbat un pic totul. Care e problema cu resurrecturile astea, mă? Cu resurrectul, pardon, cu Mr. Heroes? N-a pus să dai ultimata deoarece se... Deoarece deja se resetează cum ar veni, că dacă ai murit, na, ți-a resetat ăla, știi? Încercăm să punem turet aici sus, să ținem în viață, ceea ce va fi cam... Da, imposibil. Sus, Jungret. De unde? Da, n-a picat tureta lui. Așa. Maimuță? Nu-i maimuță. Ăla e maimuță. Maimuța aproape a murit. A murit eu la naiba. Cât avem 63% ultima dată. A murit și Iulia, i-a dat Genji. Încă avem un Mercy, lol. Hai să vedem ce mă dă pe mine. Deci am fost Torbjorn, m-a dat și pe mine Genji, doi Genji, wow. O să fie puțin stresant pentru ei. Nu joc foarte bine cu Genji, da. Sniper. Headshot, aoleu, vine ultima ta lua. Mai are să scap? Ah, ce nasol e că nu poți dai counter la faza aia. Ce avea nevoie de heal. Ah, m-a luat ăla, Jungretul. Jungretul ăla trebuie să moară. Eu am încercat să-l nimesc acolo sus. A luat-o pe Iulia healer, iară. Mam. Au și heal. Au și Moira. Pleacă, bă, sărăcie. Mai mult a dat ulti la naiba. Need HP. Da. Încercam. Ne-am omor maimuța. Ah. Mori. Nu! Nu! Pizza trapul de râs. Ah, bine, are să-l omor tancul măcar atât că era stresant. Au doi Lucio, doi Jungret, un healer și Farah. Vezi ce ziceam că stația poate să devină brusc ridicolă. Și noi încă avem un erou din fiecare și noi nu mai avem heal, dar mie mi-a dat tank.
neapărat rău tankul. Ideea e să reușim să câștigăm. Aoleu, ultima dată lui ăla. Da, din păcate trebuie să mă dau în spate că sigur mor. Nu cer să țin tureta în viață. Au 3 gengret. În permanență o să ne vină bombițe din toate părțile posibile. Foarte stresant că nu prea ai cum să faci flank. Sau, mă rog, dacă faci flank, vii să mori. Așa că... ideal ar fi să nimeresc un healer. Da, n-are știu. Mi-a trebuit un sniper. Sniper, Hanzo... ceva care să le dea one shot. Pentru că ei sunt squishy. Se bazează pe spam-ul ăsta aici la intrare. A, mi-a dat sniper. Ha! În sfârșit. Și acum parcă văd că mor primul. Am luat unul deja? Aproape și pe al doilea. Faza e că trebuie să mergem pe punct în 20 de secunde să pierdem. Și aș avea nevoie de heal. Unde trage? Aha! Hai, mai stai în aer. Am reușit să-l luăm pe unul. Vin pe puc că pierde marfă. Ah, da, Reaper-ul făcea focus pe mine, în păcate, n-am avut ce să fac. Cred că l-am pierdut, adică nu cred că reușim să salvăm faza. Dar a fost un meci interesant. Uite, acum au 2 Reaperi, 2 Diva, n-au heal acum. Mi-a dat Porky. Interesant, a făcut-o la double kill. E o șansă, dacă reușești să mai stai pe punct să-și dea heal, să venim noi, mai sunt 3. E o șansă, uite, să face push. 2 oameni pe punct. Dacă stai lângă punct, îți dă heal la acea mașinuță. Baliză era să zic. Ia vezi că am reușit. Cu greu. Stai, liniște. Încerc să... asta îndurăm. Încerc să le pic Ana. Deoarece e o problemă, Ana. Bine că ai tu tank. Vino caci, dacă tot ai dat cu pumnul. Bun, merge bine. Deci până acum nu mi-am dat heal, e primul heal care îl dau. E unul în spatele nostru, a murit. Diva. Tureta aia trebuie să moară neapărat. Aole, Genji-ul ăla. Ăla e bine stresant. Așa. Încerc, n-a reușit. Am pierdut porchiul. Tureta e foarte ușor de bătut cu Genji, faza că n-avem Genji. Iar avem turetă. Oh, mai dacă mi-ai cri. Nu-i rău, nu-i rău. 30 de secunde, trebuie să facem push, aole. Iar suntem contra tot. La nimeni de 2 ori. Faza că... cred că au 2-3 sniperi. Foarte posibil să mor. O duc pe punct, încerc să... ah. Hai să o luăm pe unul. Grenadă. Am mai luat unul. Da. A murit.
N-ai ce să faci pentru că n-avem healer, avem doi Hanzo, trebuie să dea amândoi ultimat în X, să zic așa, ca să avem o șansă. Ei au doi tanci, trei tanci de fapt, dar nu au doi, a murit, avea și un Orisa, mi-a dat Jungret. Mamă, sunt toți în viață, avem o șansă mică, au murit toți, nu mai avem nicio șansă, am înțeles. Bă, n-a mers rău meciul, a fost aproape echilibrat, dar jocul ăsta se bază foarte mult pe chestia asta de random. Pentru că îți dă eroi random și nu știi niciodată ce o să spice. Preto game nu arată asta cu skin-ul lui. Asta când am câștigat push-ul. Bă, da, i-a prins pe Diva fără mech și pe Lucio l-a prins prost. Bun, cam asta e modul cel... Nu e nou, dar am vrut să vi-l arăt și vouă. E un mod destul de distractiv, dar te poți ține în vașe destul de tare la el. Mai ales cum se întâmplă să-ți dea 3 euro la fel, după aia 2 euro la fel, mi se pare foarte stupid. Dar uite, acum de exemplu ne-a dat destul de variat. A mers ok. Sper că v-a plăcut acest episod și până la următoare. La revedere. Pa, pa!